Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi am zis ca să facem un vlog. Este ora prânzului, nu am început vlogul de dimineață așa cum ar fi trebuit. Însă, ce facem acum, Domi? Mâncăm! O să mergem să mâncăm un pic prânzul și apoi mergem la... ocean. Unde mergem? La ocean! La ocean! Yes! Și ce vei să facem la ocean? Ce îți place ție să faci la ocean? Ca să arunci pietrele în apă. Îți place să arunci pietrele în apă? Dar da. Cine e acolo în cameră? E Dominic? Da. Da! Ia vină și tu, prințesă. Ia uitați, am reușit să o conving să-i țin două codițe. Da, zi ceau! Ceau! Bravo, mami! Da, în sfârșit la Evelyn am reușit ca să-i țină două codițe, ceea ce mi se pare genial. Da, așa e, mami? Da. Super! Și așa că am să vă luăm cu noi la ocean astăzi. Este una dintre zilele în care va trebui să mă duc la, la lucru. Dar am zis că până atunci să ies un pic cu copilașii și numai bine când vine Cosmin cu ei să meargă pe aici prin zonă, probabil. Este soare, este frumos, e semivară și la noi, așa că sperăm că va fi frumos. Băi, prințeso, ce faci? Uite că două codițe. Că două codițe, da. Pa. Bye. Poc. Ce faci, Evi? Bău. Thank you.
plaj și la ocean. Nu știu, nu-mi dau seama cât de bine au zis voi din cauza valurilor, dar oceanul, după cum vi-am spus deja, este destul de aproape de casa noastră. Și când este frumos, mai vin cu ei aici să mai facem și altceva în afară de parcul de prin zonă pe de la noi. Biscuitele, mami, îți place la ocean? Am spus că acum să facem așa un pic de pauză. Evelina are nicio frică de frumoasă, dacă s-ar putea s-ar băga în apă imediat. Domnul schimb realizează că dacă intră așa în vacanță, o de ce nu merge până acolo. Am o veste. Am găsit în sfârșit grădința pentru Dominic. Sunt foarte, foarte fericită. Am fost acolo și vreau să vă spun că secunda care am intrat, am și uitat că am copilaș. Atât de frumos a integrat acolo și a făcut foarte, foarte mult și mi-a făcut și personalul. Oricum, am să vă spun dacă e altă dată mai multe detalii, dar sunt încântată. Iar în 2 săptămâni, bine, va începe grădinița în septembrie, după ce am fi vârsta de 3 anișori. Vrei la mami? Hai, ce ai acolo, biscuite? Vrei să faci pișu, mami? Nu. Ok, și am reușit să intrăm în mașină acum. Ați văzut copila și s-au distrat de minune. Le place foarte mult de piată când venim aici. Este prima dată când vin de fapt cu ei aici la ocean singură, dar am spus că este momentul să vin, că destul de mari și eram pregătită. Până acum n-am prea venit, că nu era nici căldură așa de mare și atunci nu veneam în timpul zilei, veneam doar în weekend cu Cosmin. Dar a fost superb. Nu știu dacă ați înțeles ce vă spuneam pe plajă, însă da, am găsit grădinițe la Dominic. Iuhu! Acum 3 zile am găsit-o în sfârșit și suntem foarte, foarte bucuroși. Și acum mai o săptămână jumătate și după aceea plecăm în Germania în concediu. Vom sta doar o săptămână în Germania, vom pleca cu mașina, cu feribotul. Iar apoi venim acasă în Anglia, mai stăm încă 2-3 săptămâni și apoi plecăm din nou în România în concediu anul acesta pentru 2 săptămâni, dar de data aceasta vom merge în România cu avionul. Am să încerc să fac vloguri pe tot timpul acestor călătorii, am să văd cât o să reușesc să filmez. În orice caz, acum copilașii mănâncă un pic de biscuite. Domi, ți-a plăcut la ocean, mami? Uh-huh. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Pietricele care sunt în apă. Să le arunci în apă? Da. Da? Și ție, Evi, ți-a plăcut apa, mami? Ți-a plăcut apa? Ce ai făcut acolo, Evi? Te-ai jucat cu apa? Da. Da. Și era să merge bebe în apă. Era să meargă în apă? Da, ai văzut că ei nu-i frică de apă, așa-i? Mhm. Ție nu-i frică de apă. Ție nu-ți e frică de apă? Nici ție nu-ți e frică de apă, da? Opa, scuze, am deschis acum geamul, că e altfel prea cald aici. Spune-le, le spui tre frumos, cum a fost la grădiniță acolo? Ți-a plăcut? Da. Ce ai făcut acolo, mai ții minte? Da. Cu ce te-ai jucat? Cu mașinile mici. Cu mașinile mici și mai cu ce? Cu mașinile mari. Și cu mașinile mari, da. Super. Și acum cine e la noi în vizită? Nu știu. Cine a venit la noi și ți-a adus multe, multe cadouri? Bun. Bun, așa este, da. Mai vrei biscuite? Nu, acum mai vreau cadouri. Mai vrei cadou? Acum nu, mai gata, mami, ai primit cadouri tu mic. Ce scuze cum arată părul acesta, toate felurile cred că-mi stă. Acum cred că trebuie să vă las pentru că mai avem încă o oră jumătate până când trebuie să ajung acasă, să mă schimb și să mă pregătesc să merg la lucru. Nu știu sigur dacă va reuși soțul meu să filmeze ceva după ce plec eu la lucru, însă dacă nu, vreau doar să vă mulțumesc o dată pentru vizionare, vreau să vă țin la curent. Da, mami, sănătate. Zipui, cu ce te ajut? Ești happy, happy, joy, joy? Vrei să cânti? Da. Ce vrei să cânti? Ia cântă. Cânti bingo? Nu. Foarte. Kitty. Cum îi faci la mami? Kitty, kitty. Bate. Ia, spune mama. Mama.
Mama. Mergem în parc? Mama. Mama, bravo. Și tata? Tata. Baba? Baba. Mam, zi. Baba, baba, zi bubu. Zi bubu. Bubu. Încolo faci bubu la cap? Bravo, mami. Și ce mai știi tu să spui? Știi multe, multe. Cum face vaca, mami? Mu. Bravo. Și cum face rățușca? Dac, dac, mac, mac, așa face. Și cum face pisica? Mău. Mău. Bravo, îngeraș. Mău. Mergem în parc? Super. Mergem în parc, Evi? Da, da. Da, parc, parc. Spune, parc, parc. Parc, parc. Parc, parc, bravo. Ia uita ce fecit de omii. Da, mami, parc, parc. Mergem să ne dăm pe leagăn? Zi, leagăn! Da. Cum saltă domnul de fericire! M-am oprit un pic cu ei în parc pentru că m-a rugat frumos domnii dacă putem să mergem la parc și am spus că da, de ce nu? Da, 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 da! Ce e acolo? Dac, dac? Nu-i dac. E rățușca? Nu e acolo dac? Și am spus că na, dacă mai tot mai am un pic de timp să ne oprim totuși. Cum m-a rugat așa frumos, spunea și că mami, hai trebuie să mergem la parc. Ai vrut să mergem în parc, mami? Da. Așa ai? Na, hai să mergem. Evelyn, hai înapoi, mami. Mov. Ela-i mov. Ce-i mov, pui? Mașina ela. Mașina e mov? Da. Na, mergem în parc. Pe ce vrei să te dai în parc, iubire? Pe topogan. Pe topogan? Da. Super. Ia uite așa cu ce. Da, mami, dac, 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 rățuștele, rățuștele. Evi! Are you having fun? Bow. There'll be girls across the nation that'll eat this up.
și sunt cu ce paralel.